Răvășitul oilor la Runcul la cea de-a 22-a ediție. An de an, la poalele munților Laota din localitatea dâmbovțeană Runcu, ciobanii se întâlnesc în a doua săptămână din luna septembrie la Răvășitul oilor. Manifestarea ajunsă la cea de-a 22-a ediție adună zeci de păstori la poalele Laotei care vin atât din zonă cât și din județul Brașov să-și etaleze produsele timp de două zile. S-a dansat ca pe vremuri, s-a mâncat bul și pastramă, iar țuica de prun a fost la mare cinste. După vară petrecută în Bucegi, oile din Runcu s-au întors acasă. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuianu, a participat la manifestările desfășurate în localitatea Runcu, ce marchează împlinirea acelei de a 22-a ediție a sărbătorii Răvășitul Oilor. Obiceiul presupune coborârea turmelor de oi de la munte în comuna Runcu, unde zeci de ciobani de la poalele Laotei își etalează produsele în cadrul unui târg special amenajat. Practic, prin organizarea acestui târg se încheie anul pastoral. În deschiderea manifestării, președintele Consiliului Județean Dâmbovița s-a adresat locuitorilor din Runcu, precum și dâmbovițenilor veniți la târg, asigurându-i de tot sprijinul în dezvoltarea acestei zone. La Runcu sărbătorim de fiecare dată tradiția, sărbătorim ceea ce înseamnă esența poporului român. Sunt și astăzi însoțit de mulți dintre colegii mei, vicepreședinți de Consiliul Județean, deputați, senatori, prefectul județului, primar din județ. Este un semn de prețuire pentru dumneavoastră, un semn de prețuire pentru tot ceea ce înseamnă tradițiile poporului român. Vreau să știți că suntem alături de dumneavoastră, că încercăm să punem în aplicare ceea ce v-am promis, că încercăm să ducem România pe un drum mai bun. Această sărbătoare dedicată crescătorilor de oi, în special și de animale în general, se află astăzi la cea de-a 22-a ediție consecutivă. Spun consecutivă pentru că datorită dificultăților de ordin financiar, în principal, a fost din ce în ce mai greu, dar am continuat și iată că astăzi suntem împreună la Răvășitul oilor. Pe lângă diversitatea produselor tradiționale românești și atracțiile gastronomice, și anul acesta, participanții la târg s-au putut bucura de un spectacol folcloric cu artiști consacrați de muzică populară, dar și de alte surprize organizate de primarul comunei Runcu, Gheorghe Brebeanu. De asemenea, la sărbătoare au venit și meșteri populari din toată țara care au adus cu ei numeroase obiecte făcute manual, vase de ceramică, obiecte de port popular, carpete, sculpturi și multe alte obiecte tradiționale.